5 decese și 223 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dintre care cele mai multe în Chișinău, 89. Acesta este bilanțul provocat de pandemia de COVID-19 în ultimele 24 de ceasuri în Moldova, după procesarea 1449 de teste. De menționat că din numărul total de cazuri din această zi, 22 sunt lucrători medicali, mai exact 7 medici, 10 asistenți medicali și 5 membri ai personalului auxiliar. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus în Moldova a ajuns la 9.018. Dintre acestea, 5.009 au fost vindecate, 146 fiind externate chiar astăzi. În același timp, de la izbucnirea pandemiei și până azi, alte 315 persoane, spre regret, au pierdut lupta cu COVID-19.